Ne așteaptă un meci foarte greu, dar și FC Botoșani are puncte slabe de care putem profita. Atacantul Sergiu Buș a prefațat în cadrul unei conferințe de presă partida pe care formația sa o va disputa sâmbătă în Moldova. Acesta a declarat că își dorește ca echipa să marcheze și în acest joc, la fel ca în precedentele trei, și că nu este important cine face acest lucru atâta timp cât rezultatul este unul pozitiv. Bineînțeles, ne dorim un rezultat pozitiv, deoarece primele trei meciuri nu suntem foarte mulțumiți de câte puncte am acumulat. Ne așteaptă un meci foarte greu, suntem conștienți de asta. Au avut într-adevăr un meci foarte bun cu Steaua, însă au și ei, ca orice echipă, niște puncte slabe pe care noi trebuie să profităm de ele și să venim cu un rezultat pozitiv de acolo. Va fi cel mai dificil test de până acum din acest început de campionat? Da, se poate spune, pentru că Botoșani se știe că acasă e o echipă mai arțăgoasă, să zic așa, și va fi un meci dificil. Așa cum am vorbit și înainte, a vorbit și domnul Ionuț, nu știu temperatura, nu știm, ora jocului, bineînțeles, va fi la ora 3, probabil ne va împiedica puțin, să zic așa, dar și ei vor juca la aceeași oră, dar contează mai mult sau mai puțin ora, contează rezultatul pentru noi. Ați marcat în fiecare etapă până acum, ai marcat și tu deja, ai spart viața la Gazmântan, marcat și sâmbătă? Să sperăm, nu contează cine marchează, important e să ne ajutăm echipa să avem un rezultat bun, nu numai acolo și la toate meciurile să încercăm noi atacanții să marcăm. Partida dintre FC Botoșani și Gazmetan Mediaș, contând pentru etapa a patra a campionatului de Liga 1, va avea loc sâmbătă de la ora 15:30.